Începe o nouă ediție delicioasă de divertisment alături de Cătălin Măruță. Bună ziua, bună ziua! Știu, unii mai răutăcioși dintre dumneavoastră ar putea să întrebe unde mi-e pușca, nu? Am față de vânător plante, este? Așadar, bună ziua, oameni buni! Chiar dacă o fac în fiecare zi, mereu pun suflet la emisiunea asta și vreau să vă spun că vă sunt recunoscător pentru că ne țineți în vârful audiențelor. Pentru că datorită dumneavoastră suntem pe primul loc, iar în numele echipei mele de 10, o echipă plină de umor și de voie bună, vreau să vă mulțumesc. Apropo de echipa de 10, bag mâna în foc că plantă, priviți-le un pic cam palid, Iulică, arătați-l și pe Iulică că este și el astăzi la muncă, Ciucă, el a plecat că încă mai are probleme la stomac, dar și alți colegi care se dădeau curajos prin regie n-au avut ieri o seară liniștită și nici astăzi o dimineață fără repercursiuni. Înțelegi? Ce ai zis, mă? Ce ai zis? Nu face nimic. Ah, Iulică, da. Acum eu bag mâna în foc pentru că ei au băgat aseară gura în foc, oameni buni. Așa că trebuie să mă credeți pe cuvânt când am ceva de zis, chiar e așa. Șef Antoni nu s-a răzbunat doar pe Steliana Sima, ci și pe cei care abia ieri au aflat ce înseamnă cu adevărat iute. Astăzi însă, în afară de ochi de pește, vreau să vă spun că nu se mai mănâncă la emisiune pentru că trebuie să treacă o perioadă ca să simțim din nou gustul mâncării. Înțelegeți ce vreau să zic? Asta a fost, dacă ne-am distrat ieri, astăzi suferim. Cu toate astea, ceva picant tot avem, dar la figurat, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Muah, muah, muah. Pentru că Brigitte Năstase Plantă, tu știi cine, de cine zic, nu? Are un nou iubit, băi, Plantă, iar ei vin pentru prima dată la o emisiune de televiziune împreună să ne ofere detalii picante, ca să rămânem în tema emisiunii, despre viața lor amoroasă, Plantă. Nu știu dacă a fost, dacă a folosit ingrediente picate sau nu, dar primul meu invitat, ca să schimbăm exact subiectul și să intrăm în forță, în pâine, a fost invitat de francezi, iar francezii, după ce el s-a dus cu produsele românești, au exclamat: "Oh la la!" Ce, nu e prea francezesc? Și să știi că francezii s-au început să se lingă așa pe degete după ce Alex Petrician a mutat bucătăria românească la Paris. Vreau să vă spun că el nu vine astăzi singur aici, este însoțit de ajutorul său de nădejde, sous-șef Sorin Stoica. Haide că totuși nu stăm doar pe ochi de pește astăzi, mai avem încă ceva de la prietenul nostru D'Artagnan, așa este cunoscut în lumea bucătarilor, nu? Da, da, da. Da, am zis bine sous-șef, așa se zice? Da, sous-șef. Deci nu-i sub-șef. Nu, nu, nu. E sous-șef. Da. Adică nu-i subordonat, e sub-adjunct, e ce? Nu, e, vine din franceză. E practic omul care se ocupă de toată administrația bucătăriei. Iar el, imediat, în același timp, este și cel mai vechi colaborator al tău. Da, 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 da. Salut, sous-șef Sorin Stoica. Mamă, a fost la Paris, da. Am fost un pic. Ça va bien, eh? Trebuie. Trebuie, trebuie? Ce s-a întâmplat acolo? Păi am avut ocazia să ne exprimăm puțin din punct de vedere culinar. Da? Da, da, da. Să venim cu ceea ce înseamnă noua bucătărie românească în privința, din perspectiva noastră. Deci ai fost cu chestia asta la Paris? Nu, asta n-am prezentat-o. Asta este, practic, vedeta noastră, burgerul românesc. De aici a pornit toată nebunia cu noua bucătărie, da? Românească. Am văzut că au scris de tine și în ziarele din Franța. Da. Ziarul Metroului. Ziarul Metroului, adică, da, cel mai citit, da, care, da, era, da, toată ziua foarte tare. Da. Uite aici, bă, băiatule, bă, cum a ajuns D'Artagnan în ziarele din Franța. Foarte tare. Și, practic, voi ați fost în Franța, a fost acolo un campionat. Ce a fost? Nu, am avut ocazia să preluăm un restaurant pentru 2 săptămâni. Da? Și să avem 10 servisuri cu bucătărie românească făcută cu ingrediente franțuzești. Deci bucătărie românească cu ingrediente franțuzești. Da, da. Câți ați fost acolo? Am făcut o săptămână 3 și după prima săptămână am schimbat echipa cu alți 2 colegi de mei. Am vrut să înțeleagă cât mai mulți din echipa mea ce înseamnă să lucrez în Și ce le-ați făcut? Adică mâncare românească cu ingrediente franțuzești. Am făcut varză cu carne, dar a fost o varză cu stridii. Adică un fel de varză la Cluj a devenit un fel de varză la Paris. Da, 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 da. Așa? Găluște cu prune, o variantă, musaca dulce ca desert. Au căzut francezii pe spate? La, da, da. La ce? La musaca? La musaca a fost așa, m-am simțit că
n-au fost capabili să o înțeleagă din cuvinte, dar atunci când au pus mâna pe linguriță și au degustat-o... Și-au gustat a fost? Da. Uite, vedem și noi imagini, pentru că practic ai stat o săptămână la Paris. Nu, două săptămâni. Două săptămâni, 10 zile ai zis mai devreme. Da, păi a fost două săptămâni și aveam 5 servisuri pe seara. Ți-ar plăcea să te muți la Paris, să gătești acolo? E și orașul iubirii, îndrăgostiților, înțeleg ce zic? Tot mai frumos în România. Tot mai frumos în România. E, da. Stai să vorbim și cu sous-șef Sorin, că și el a fost la Paris. Da, și eu am fost în partea a doua a experienței. Dar vreau să te întreb, ce ți se pare că au gustat francezii așa mai cu poftă? Mai cu poftă? Nu știu, tot meniul este foarte adânc în... Le-ați dus înscris în bucătăria noastră. Auzit, da, da, da. Ravioli de cartofi, de coajă de cartofi cu brânză afumată. Bravo, mă, băieți, foarte tare, am dat gata și pe francez. Iar astăzi avem aici un burger reinterpretat, ai spus că e? E varianta noastră de burger. E practic o scovergă. O scovergă, adică o gogoașă, nu? Da, da, da. Așa. Și înăuntru avem costiță de porc, bineînțeles. O carne de vită foarte marinată. De fapt, este o rețetă veche de chiftea moldovenească, de păljoală. Da. Da. Și ceva ciuperci. Bineînțeles, cașcavea de pe Valea Doftanei. Și supă muștar. Să ne ascuțim cuțitul. Da. Ia uite aici. Ia, haide să vedem cum arată acest burger românesc, oameni buni. Foarte tare, deci făcut practic din trogogoașă, nu? Da. Băi, Ana, bă, nu mai taie cuțitul, băi, trebuie să-l ducem acasă, să-l taie, să-l ascuțească Liviu. Să-l ascută, ca să vorbim corect franțuzește. Ia mă să vedem. Deci asta e burger românesc? Da. Bă, dă-l încolo. Ia să vedem. E sexy. Da, e sexy. Mamă, dar arată foarte tare, pe cuvântul meu. Deci, spune cum ai făcut, pentru că sunt convins că se uită foarte multe doamne care poate ar vrea să facă rețeta asta. Sau de ce nu și domni foarte pricepuți în bucătărie. Pur și simplu întindem, este aluatul de scovergă, simplu, adică de pâine, da, dospit cu drojdie. Întindem foarte bine și practic încapsulăm toată carnea, un duxel de ciuperci, costița. Bună, mai costița. Am ca burger românesc. Și pun și muștar? Da, da, da. Ăsta e muștar făcut de noi în casă. E românesc așa, gustul de usturoi, pentru care usturoi cărnița, da, da. Chiar... Încă nu țin gustul de usturoi. E foarte light așa, dar este, să o să-l simți efectele. Te rog frumos cu usturoi, trebuie să am grijă, pentru că astăzi vine Brigitte cu noul ei iubit la emisiune. Și nu vreau să fac o impresie proastă, la început să miros a usturoi. Deci ăsta este burgerul românesc, reinterpretat. Plantă, să știi că e foarte bun. Da, te cred. Aveți pentru plantă. Nu cred. Da, da, da. Pe bune, ai mai adus încă unul? Da, da, da. Încă mai mulți am mai adus. Ai adus mai mulți? Da, da. Planta ai avut, nu mai e. Stai liniștit că e Laura în spatele camerelor de filmat și nu mai găsim nimic. Burgerul românesc, reinterpretat, oameni buni. E bun, nu? Mă bucur tare. Foarte tare, serios. Ce aș vrea să spun este că perioada asta la Paris este de fapt premiul premiului, pentru că după ce am primit premiul de șef al anului de la Goemio România, am avut ocazia asta de a mă exprima la Paris timp de două săptămâni. De ce mi se pare foarte tare mie? Tu ai fost la MasterChef. Da. N-ai câștigat MasterChef-ul. Nu. De-ai ajuns să iei premii pentru cel mai tare șef. Adică cât de mult a contat acest concurs și faptul că ați putut să fiți văzut de foarte mulți oameni, știi? Așa este, da. Foarte tare, bravo. Poate dacă aș fi câștigat, nu te culcai pe ureche și nu mai făceai absolut nimic. Da, da, am înțeles că ați luat mălaiul la Paris? Da, da. De ce? Pentru că mi se pare ceva foarte românesc. Și am mai încercat să găsesc mălai în alte țări din Europa și nu este... Crezi că dacă am face o afacere să exportăm mălai la Paris, ar fi o afacere bună? Dar nu facem... Plantă, notează! Nu facem aplicăm la fonduri europene, vindem mălai la Paris. Poate merge. Dar trebuie să învățăm întâi să facă mămăligă ca să folosească mălaiul. Uite, ți-ar niște imagini care s-ar putea să trezească niște amintiri plăcute. Asta este prima mea incursiune cu bucătăria. Așa. Erai așa mai cu mințel aici, așa cu freza. Așa, da, da. După aia deveni mai rebel. M-am maturizat foarte tare. Bucătăria e cu dragoste, acum mai stai, mă, data. Eram sigur că o să ajungi aici. De ce? Mă întreabă colegele mele, au citit și ele cancanul și îți dai seama când au văzut în cancan că D'Artagnan
E îndrăgostit? Da. S-a distrus visul. Foarte îndrăgostit. Dar să știi că ai găsit o fată senzațională, a fost colega noastră, Roxana Hulpe. Chiar e o fată foarte mișto. Este, da. Serios, o fată foarte, foarte mișto. Este, o iubesc tare. Ți-a dat părintele binecuvântare? Tatăl ei e preot. Da, am fost. N-am ajuns într-o atât de departe de binecuvântare, dar ne-am cunoscut. E frumos. Suntem la început. Foarte frumos. Sunteți foarte frumoși amândoi și să știi că colega mea, Roxana, chiar o fată senzațională, o salut că sigur se uită acum la emisiune. Și vreau să spun ceva. Ui, fii tu foarte șmecher în burger de ăștia românești, dar ce plăcinte face mama ei. Știu, da. Și ce șnițe îl trimitea la București, bă, băiatule. Și ciocolată de casă, trimitea de toate, senzațional. Chiar acum am un frigider, să știi. Deci te-a luat, ai la frigider? Da, 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 da. A, v-a trimis pachetel. A fost weekendul ăsta la București și avem plăcintele. Mama soacră? Da, a fost. Chipteluțe, șnițele, chec. Vezi, băi, Roxana, altă dată ne aduceai în redacție nouă. Acum nu mai prindem nimic, asta e, vezi? Femeia s-a așezat la casa ei, gata. Bun, D'Artagnan, fii atent, vreau să te uiți foarte tare, pentru că în fiecare marți avem câte o provocare culinară. Colega mea, Laura Lezis, după ce m-a scos pe mine un an întreg și am mâncat legat la tot felul de lucruri ciudate, provoacă invitația acum să guste și ei lucruri inedite. Contesa Instagramului, știi cine? Pe unde trăiești? Ana Morodan, e contesa Instagramului, da? A fost să guste ceva spectaculos, gătit de bucătarul șef Ashley Diaz. Acum a avut o reacție incredibilă, iar eu văd că vreau să vadă cei de acasă și uite-te tu și la material și comentăm un pic după. Privește. Perfect. Este marți, așa că și astăzi avem invitată la masă o vedetă. Alături de șef Ashley, bună! Bine ați venit! Îi vom găti Anei Morodan un preparat pe care nu știu dacă îl va mânca. La ce te-ai gândit? Cap de pește? Da, facem ceva tradițional, ceva ciudat, nu? Ce? Și facem borș de pește și cu ochii. Ana, să te văd cât de curajoasă ești să mănânci ochi de pește. Hai, la treabă, că sunt nerăbdătoare. Ana, bine ai venit la masă! Ce să zic? Bine te-am găsit? Ce să mai zic? Ce mai vrei să zic? Ai emoții? Am, sincer, da. La ce te aștepți? Trebuia să iau un calmant înainte. Trebuia. Nu știu la ce mă aștept, dar mă aștept să nu fie șobolan. Cum ți-am zis? Viu. Nu viu. Nu suntem într-un restaurant, sigur nu-i viu, sigur nu-i viu, dar nici gătit. Hai. Rubrica presupune să te leg la ochi. Da, leagă-mă, fie. Atenție la gene. Atenție, da, la da, da. Aș vrea să spun că în spatele camerei este colegul meu, Claude, dacă este șobolan sau un șarpe, așa rotocol, uite-te atent să nu crezi că-i cârnat. Urli, Claude, oprim filmarea. Hai să vină mâncarea. Stai, că acum o... Doamne, dar n-am avut eu ce fac astăzi. Ai farfuria în față. Așa. Farfurie mare. Se mănâncă cu lingură sau cu furculiță? Cu lingură, în principiu. Nu miroși, nu ești curioasă ce... Vai, da, corect. Ușor. Că sare. Ce sare? Din farfurie. Ce sare? Că sare eu de pe scaun, acum. Ce ai în farfurie? Bun. Te ajut? Cum adică sare? Păi sare dacă o miști. Dar e ceva viu? E viu? Nu e viu. Vai de mine, mi se urmuia picioarele. Vai de mine. Ce e ăla? Am simțit ceva rotund. Gata. Concentrați-vă. Asta e mâncare românească. E românească? Da. Adică se mănâncă și aici. E un ochi de ceva? E un ochi de ceva așa? E un ochi de pe? Nu pot să-ți zic. Mă rog, am gustat supa.
Și? E bine? E rea. N-aș putea spune că e rea, dar cred că ăla era un ochi. Mi se pare că e un ochi. E un ochi de ceva, de ce îi... De... Ai mai mâncat în viața ta așa ceva? Nu, dar mă imaginez. E de pește de rândul mică. Nu e gustos? E gustos, dar de ce-i ochiul ăla acolo? Ce ochi? Pare un ochi, e așa gelatinos, zici că e un ochi. Te-ai mâncat ochii înainte? Ah, am mai și persiflez. N-am mâncat ochi, dar așa mi simt eu că e un ochi de ceva. Și n-a fost bun? Ba, să știi că nu zic că e rău, dar așa aș vrea să văd totuși. Bine, te dezleg? Dar rămânem prieteni, da? Cum adică? Ce vrei să spui? Că mai bine nu văd, că știi că ignoranța e o binecuvântare în viața asta. Da. Mai bine nu nu pot. Deci e ceva groaznic. Băi, să mănâncă așa este ceva. Este ochi de șobolan? Nu, de șobolan. Dar e ochi, așa-i? Că simțeam eu că e un ochi. Hai, te dezleg? Ta-na-na-na. Ce e aici tu? Pește. Pește. Vezi, asta ce e un ochi? Asta e borș de pește. Și cu șapte ochi. Da. Ochiul ăsta sau nu? Da, șapte ochi. V-am zis că e ochi, nu, deci... Nu, este nu, sunt foarte inteligentă, practic. Asta am de zis. Am să două, știi, dacă te mulțumește cu ceva... Să... Și coada unui șobolan e comestibil ăla, adică... Asta e... nu e... Să știi că a mâncat și Cătălin așa ceva. Cine? Ochi de pește. Măruță? Da. Dar Măruța e nebun, eu înțeleg, el e un nebun simpatic și îndrăzneț și curajos. Eu sunt doar o tânără fricoasă, de ce trebuie să mă faci să trec prin asta? Bravo! Hai că am venit, n-am leșinat. N-ai leșinat, dar nici n-ai mai mâncat. Ți-am zis că o să leșin în direct. Da, te-ai ținut tare. Ești foarte drăguț, îți mulțumesc foarte frumos că totuși ai avut așa îngăduință cu mine și nu mi-ai dat ceva groaznic. Nu e. Bine, a fost o plăcere. Dacă se întâmplă ceva cu mine și o să-mi fie rău, vă trimit factura. La revedere! Pa. Noi ne vedem data viitoare cu o nouă vedetă și cu un nou test de curaj. Mă așteptam să fie mai curajoasă Ana Morodan, adică pe Instagram, dacă intrați la contesta Instagramului, are mult mai mult curaj. Băi, Ana, bă, ce a fost, bă, te-a făcut pe tine un ochi de pește ăla? Am mâncat patru porții legate una după alta. Ai gustat vreodată? Da, da. Și? Gătire nu mi se pare rău. Nu se pare rău, nu? Da, dar cum ai spus și tu, cred că e foarte... Senzația de să fii legat la ochi e foarte, foarte ciudată. Care e cel mai ciudat preparat pe care l-ai gătit vreodată? N-am gătit așa chestii foarte ciudate, pentru că trebuie să dai oamenilor să mănânce și... Na. Dar să mănânci odată ceva așa foarte ieșit din comun? Am mâncat scorpioni, chestii de genul ăsta. Te-am luat, am mâncat lăcuste. Și lăcuste am mâncat. Am mâncat... Porcușor de Guinea, ai mâncat? Nu. Am mâncat. Ai mâncat porcușor de Guinea? Da. Am ieșit frumos? Da. Că niște șobolani, știi? Vreau să spun că am mâncat odată. Laura! Ce-am mâncat noi odată, deci aia a fost cea mai îngrozitoare mâncare? Ceva cu sânge pe la... Supă cu... Supă cu... Supă cu sânge de porc. Să te ferească Dumnezeu. Brânză. Și? Brânză din Italia cu vieri. Brânză din Italia cu vieri? Lasă că aia a fost bună. Stai să vezi ăla. Sângele ăla a fost înfiorător. Ce? Ochii de ăla, știi ăla, de pute, de nu poți să stai lângă el. Nu. Am o brânză tofu, dacă vrei să-ți dau pentru acasă. De aia chinezească, știi? Da. Dacă o descazi în sufragerie, vă mutați. Noi am deschis aici un borcan de ăla, două zile a stat ușa studioului deschisă. Știi ce trebuie să încerci? Trebuie să încerci pește putrezit din Suedia. Am încercat de la din Suedia, mă observa aia când am deschis-o, două zile am ținut ușa de să... Am mâncat de toate, crede-mă că sunt și eu bună în chestia asta. Vă mulțumim mult de tot, băieți, foarte tare! Ei sunt doi șefi senzaționali care au cucerit Parisul, sunt prietenii noștri, D'Artagnan și sous-șef Sorin Cârțu. Stoica. Cârțu și Alex. Mulțumim mult de tot și vă mai așteptăm. Baftă Sorin, baftă D'Artagnan.